Fecioară aleasă, născătoare de Dumnezeu, cea ce mă ocrotești cu preacuratul tău acoperământ și mă veselești cu minunile tale. Ție cinste îți aduc și fiului tău slavă îi înalț, pentru toate dățile în care la tine am găsit ajutorare. Împărăteasă a sufletelor, cea pe care Dumnezeu a îndemnat-o către căsătorie, dar și înspre curăție, și în care El însuși a sădit sămânță de Duh Sfânt. Pe tine te-a ales Domnul mai înainte de veci, pentru a purta în pântece pe Mântuitorul lumii. Tu ești prea cinstită între femei și vestite sunt minunile tale, cele cu care îi bucuri pe cei în nevoie. Și pentru toate acestea nădăjduiesc și eu la ajutorul tău, Maică Sfântă, și te rog așa, nu mă lipsi pe mine de adâncul cel nemărginit al iubirii tale și nu mă feri de prea minunatele tale fapte. Luminează umbra grijilor mele cu lumina cea curată a chipului tău și ocrotește-mă prin tainele cele nerostite ale acoperământului tău. Rânduiește gândurile și simțămintele mele astfel încât să nu mă slăbească nicio încercare vrăjmașă și să știu să nu mă tem în această viață decât de judecata fiului tău. Dă-mi să înțeleg că adevăratele comori nu sunt acelea lumești și trecătoare, ci acelea ce se nasc din sămânța credinței și a iubirii, dar și a suferinței și a pătimirii. Căci la fel cum tu ai vărsat lacrimi și durere pentru fiul tău, ca apoi să primești mărturia vie și bucuria învierii și a înălțării sale, tot așa știu că și cele ce îmi sunt mie date să sufăr sunt înspre desăvârșirea și mântuirea mea. O, Maică prea curată, așteptarea mea cea neînșelătoare, învrednicește-mă ca să pot trece peste toate pragurile dinaintea mea, deși poate că de multe ori am greșit înaintea ta, nu am stăruit destul timp în rugăciune și nesăbuit am călcat de prea multe ori îndemnele fiului tău. Cutez să mă încred că te vei îndura de mine și că mă vei ajuta să biruiesc în fața celor ce mă încearcă. Mângâie-mă, măicuță, căci neajunsă e iubirea ta pentru cei cu credința neîndoită. Apari în visele și în gândurile mele și luminează-mi cugetul, ca să hotărăsc și să făptuiesc numai cele ce sunt înspre împlinirea dorințelor mele și înspre fericirea cea curată și neprefăcută. Și trimite-mi grabnică ajutorare și izbăvește-mă de orice neajuns, căci vreau să mă număr printre cei ce vor vorbi despre minunile primite de la tine și printre cei ce fericiți vor trăi în sfânta credință până la adânci bătrâneți. Amin.